Deși în școlile din județul Hunedoara peste 80% dintre angajații din învățământ sunt în a doua săptămână de grevă generală, elevii din clasele terminale de liceu se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat. Potrivit inspectorului școlar general Maria Ștefănie, niciun director de școală nu a refuzat cererile venite din partea candidaților. Ba mai mult, aceasta este de părere că mai este mult timp pentru încheierea mediilor, deci nu există vreun pericol ca anul școlar să fie înghețat. Pe de altă parte, valorile pentru clasa a 6 au fost reprogramate, a mai declarat pentru Hunedoara 1 TV Maria Ștefănie. Se înscrie și în județul Hunedoara. Până în acest moment, nu. Mergem pe calendarul publicat. Evaluările pentru clasele a 6-a, valoarea națională la clasa a 6-a, a fost reprogramată pentru datele de 12 și 13 iunie. Încă mai avem timp să facem... Să facem toate demersurile pentru a încheia anul școlar în bune condiții. Ieri am avut o videoconferință cu doamna ministru și ne-a rugat să transmitem un mesaj în rândul colegilor și al elevilor. Până la urmă se vor găsi soluții pentru ca toți elevii să aibă mediile încheiate și să susțină examenele naționale. Potrivit datelor centralizate de Sindicatul din Învățământul Preuniversitar din județul Hunedoara, ieri erau în grevă 5.266 de salariați, dintr-un total de 6.118, cei mai mulți dintre aceștia, 1.057, din unitățile de învățământ din Deva.